Bună! Astăzi avem ceva special de lucru. Cumpărat în urmă cu un an această pompă nouă dintr-un lanț de magazine destul de mare din Cluj și ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, îi vorba că fiind pompă de apă am folosit-o la câmp. Și am lăsat-o afară. De fapt, pompa a fost în apă tot timpul, în fântână. Dar cutia cu panoul de control, cu butonul, cu toate electrice au rămas afară, acoperite, bineînțeles, dar pe pământ. În ideea că îi pompă de apă, să folosești la câmp. Să pune pe jos, posibil să și uz, fiind izolată. În ideea asta am lăsat-o așa. Însă, nu au fost chiar așa lucrurile. A intrat multă omezeală în cutie și eu am trimis toată pompa la service. Serviciul lor, la garanție. Și una pe alta, primit un telefon de la service și mi-au spus că data viitoare reparația o să fie pe bani pentru că nu trebuia să o las afară, trebuia să o pun undeva, în fine, undeva în interior, ceea ce nu mi se pare prea logic, dar în sfârșit. Și sunt foarte nemulțumit pentru că ei legăturile nu mi le-au făcut. Motivul, nu știu. Sunt foarte nemulțumit. Mi-au trimis o cutie nouă cu contacte, cu condensator, cu tot ce trebuie. Însă, de ce nu au făcut legăturile, asta mă depășește. Să presupunem că nu aș ști nicio bobă de electronică. Aș fi pe din afară, aș trânti pompa asta de tăspăreță, i-a sunat să le zic de bine la oameni de acolo, de la service și așa mai departe. Nu știu fiecare ce păsărici are. Însă m-am hotărât să fac eu legăturile. Noi nu știu ce, am și schița aici. Și nu e o mare problemă. Condensatorul se leagă între maro și albastru. Așa. Negru e faza, albastru e nulul. Și aici avem pământarea. Bun, destul de simplu. Să vedem când deschid cutia, cât de complicat va mai fi. Așa arată în interior. E un pic mai complicat decât era la celălalt. Dar le descurcăm noi. N-am nici aparatul de măsură la mine, ceea ce o să fie un pic de durere de cap. Dar, în sfârșit, aici e pământarea, maro, negru, albastru. N-ar trebui să fie o problemă dacă ei au pregătit asta din timp. Eu n-am cum să măsor, că nu am la mine nimica. Mergem pe încercat. Bun, avem și o schiță aici care ne ajută. De la motor. Pleacă în negru. Care-i faza? Albastru. Care-i? Albastru care-i neutru. După aia maro, care îi la condensator.
aia verdele care îi pământarea. Aici ai destul de simplă. Avem priza, fazanul și astea merg în întrerupător. Ambele văd că merg în întrerupător și apoi negru iasă. Nu știu dacă se mai păstrează culorile. Că albastru ar trebui să fie neutru. Și negru faza. Atunci nu înțeleg cum merge circuitul. Și maro merge la condensator și un negru care vine din întrerupător și merge prin siguranța asta. Interesant, oricum. Hai să vedem, să urmăm schema ce ne-o dau ei. Capele de noi de capă după aceea. Deci, chiar a fost în regulă schița care a făcut-o și cei pe motor au surprins că îi... Exact. Acum ce mai trebuie să fac e să montez carcasa și să încep iară să fac instalația pentru apă. Probabil că o să atașez puțin și din ce fac.